La nivelul întregii țări a fost atins pragul de 8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză. În județul Mehedinți, în ultimele 24 de ore, au fost administrate peste 200 de doze de vaccin anticovid. De la începutul campaniei de vaccinare, fiind administrate un număr de peste 150.000 de doze. România a ajuns la pragul de 8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză. Din 27 decembrie 2020 au fost folosite peste 16 milioane de doze de vaccin, peste 8 milioane de români fiind vaccinați cu prima doză și peste 7 milioane cu schema completă. Domnule doctor, s-a împlinit pragul de 8 milioane de români vaccinați cu prima doză. Ce părere aveți despre acest lucru? E cam târziu, dar e bine. Totuși, la nivel de Europa, stăm destul de slab cu vaccinarea. Nu știu dacă am depășit 50%. Omul trebuie să înțeleagă că împotriva acestui virus nu există altă soluție decât vaccinul. Și vaccinul ne conferă o imunitate. Restul despre care se vorbește, că sunt medicamente antivirale, aceste medicamente nu sunt specifice acestui virus și efectul lor este relativ. Și după studiile efectuate, se pare că numai în prima fază de boală, în formă ușoară, au un efect oarecare, dar în formă serioasă și gravă nu. Deci, România încet, încet se duce spre drumul cel bun, pentru că altă soluție nu este. Eu chiar acum vin din concediu din Austria și vreau să vă spun, acolo toată lumea e vaccinată. Nu te primește nici pe teleschi fără certificat de vaccinare. Iar în domul din Viena, în catedrala mare a lor, pe care am vizitat-o, de câte ori ajung o vizitez cu drag, acolo într-un colț era un centru de vaccinare și populația se ducea și se vaccina gratuit. Deci vaccinarea este absolut necesară și este îmbucurător că totuși am ajuns la 8 milioane. În ultimele 24 de ore, în centrele de vaccinare și în cabinetele medicilor de familie din județul Mehedinți au fost administrate peste 200 de doze de vaccin anticovid. Dintre acestea, 47 doze au fost prima administrare, 43 cea de-a doua administrare și 70 de persoane au fost imunizate cu doza booster. În cabinetele medicine de familie au fost administrate 48 doze de vaccin. De la începutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul județului Mehedinți au fost administrate un număr de 153.796 de doze.